Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi vom face turtă dulce și vom tăia aceste forme. Ia uitați ce frumoase sunt. Brăduț, căsuță, clopoțel. Așa. Și să începem. Și vom avea nevoie de ingredientele pentru turta dulce și apoi pentru glazură. Și vom avea nevoie pentru o turta dulce de 200 de zahăr. O să-l caramelizăm pe foc. Așa. Apoi vom avea nevoie de 100 de grame de miere de albine, 125 de suc de portocale, o să le stoarcem. Apoi 70 de ulei, apoi vom avea nevoie de 300 de făină și apoi vom pune cât este necesar, dacă mai avem nevoie, mai adăugăm, deci o să ne intre în jur de 500 de grame de făină. Deci 300 o să o punem pe foc, deci o să facem compoziția pe foc și o parte o să o frământăm pe masă. Apoi mai avem nevoie de un ou, coajă de lămâie și de portocală, un praf de sare, aici am 8 grame de praf de copt, scorțișoară 10-15 grame, puneți după gust, puneți mai întâi puțin și după aceea mai adăugați dacă credeți că este necesar. Și apoi vom face o glazură dintr-un albuș, are 125 de grame, deci de la unul micuț albușul. 110 grame de zahăr pudră și zeamă de lămâie sau coajă de portocală. Le puteți pune și amândouă în glazură. O să dăm glazura deoparte. O să o facem cât timp se răcește preparatul care îl facem pe foc. Și mai întâi, într-o uliță, așa, să ștergem bine. Într-o uliță micuță așa, voi pune zahărul. Voi pune zahărul, să-l caramelizăm și îl punem pe foc. Ia să-i pun și o codiță. Și vom pune zahărul pe foc. O să deschid aici, la foc mic. Așa. La foc mic îl lăsăm să se caramelizeze. Și acum o să avem nevoie de suc de portocale și de coajă de portocale și de lămâie. Am să le dau așa deoparte. Așa. Și vom cântări sucul de portocale care o să ne trebuiască. Deci 125 de grame. O să-mi iau un cuțitaș. Și un vas unde o să cântărim, o să punem sucul. Așa, și stoarcem. Deci am pus mai întâi zahărul pe foc să-l caramelizăm. Așa. Să încercați această rețetă de turtă dulce, să vedeți ce bună este. Este bună, bună. Așa. Și stoarcem așa bine. Și dăm așa deoparte până facem 125 de grame de suc de la portocale. Așa. Mai tăiem încă una. Ale mele sunt moi, moi și zemoase. Eu când le cumpăr, le să fie coaja moale. Acelea sunt pline cu zeamă. Așa le aleg. Că dacă au coaja tare și groasă, nu sunt așa de zemoase. Ia uitați cum sunt, vedeți? Sunt așa moi, moi. Și un pic lucioase. Așa. Și să cântărim sucul, să vedem cât avem. Așa, încet. Ne uităm și la zahăr.
Eu l-am pus pe foc mic. Deci o să-l stingem zahărul caramelizat cu sucul de portocale. Așa, ia să vedem cât avem. Să cântărim sucul. Și să vedem cât avem aici. Deci această păhăruță are 250 de grame. Deci am 115. Mai stoarcem puțin. Deci 125-130 de suc de portocale o să punem. Așa. Ia să mă duc înapoi aici. Facem poze. Așa. Și mai punem încă puțin. Încă 10. Așa. Și aici avem sucul nostru de portocale, 125-130. Și o să-l punem peste zahărul nostru caramelizat. Caramelăm zahărul. Așa. Încă nu a început. Deci peste zahărul caramel o să punem această și apoi vom adăuga mierea de albine, 100 de grame, 70 de grame de ulei. Așa le adăugăm pe foc și cu făină, 300 de făină. Apoi vom lăsa să se răcească puțin și adăugăm restul ingredientelor. Așa, caramelul este aproape gata. Vedeți? Mai las puțin, puțin. Așa. Nu lăsăm să se ardă, avem grijă. Și acum, peste acest caramel, am să adaug, aveți grijă, am să adaug sucul nostru de portocale. Și amestecăm așa încet, iar vă aștept cum face. Așa. Și lăsăm să se topească tot zahărul. Așa, cât se... am să dau și coaja de portocală și de lămâie prin... să dăm prin răzătoare. Așa, cât se topește zahărul.
Eu am cumpărat portocale și cu coaja care se poate folosi. Așa. Și coaja de lămâie. Să vedem aici. Aproape, aproape s-a topit. Imediat punem să curățim și coaja de lămâie și de portocală. Topit aproape de tot. Sucul de portocale îl puteți încălzi, să-l puneți cald peste, eu l-am pus rece. Așa. A mai rămas o bucățică. Este aproape gata. Acum o să adăugăm mierea de albine peste. Așa. Uleiul. Și punem din nou pe foc. Și amestecăm să se topească și mierea. Așa. Vedeți, a topit și mierea. Acum voi adăuga făină. Ia uitați, nu știu dacă se vede. Așa. Și voi adăuga toată făina. 300 de grame. Și voi amesteca pe foc acum totul. Punem așa aici. Vedeți? Așa.
amestecăm așa bine, bine. Iată-ți cum arată compoziția. Mai dăm puțin pe foc și este gata. Acum o vom pune în acest vas și o lăsăm să se răcească puțin. Și vă pune în acest vas compoziția. Vedeți cum arată? Și o lăsăm puțin să se răcească și o dăm deoparte. Și acum, într-un vas, să facem glazură. O să pun albușul. Eu aici am 25 de grame de albuș. Și am să-l amestec așa cu un tel. Voi adăuga zahărul pudră. Ia să-l dăm printr-o sită zahărul. Și amestecăm până îl incorporăm pe tot. Și adăugăm și zeamă de lămâie și un pic de portocale, dacă doriți. Așa. Și punem zahăr. Să-ți facem tortă dulce. Așa. Și amestecăm. Am să adaug și zeama de lămâie cu zeama de portocală. Am să amestor puțină portocală. Hai să scoatem de aici. grame. O să punem de la cea care este tăiată. Așa. Așa.
15. Și amestecăm. Și acum adăugăm restul de zahăr. Amestecăm totul. Dacă vedem că este prea groasă, mai adăugăm puțină zeamă de lămâie, de portocală. Așa. Și dacă credeți că este puțină glazură, dublați cantitățile și faceți mai multă. Așa. Cam așa ar trebui să arate. Vedem dacă s-a răcit compoziția puțin, ca să nu coacem ouul. Așa. Ia să vedem așa aici. Și dacă vedeți că v-a mai rămas zahăr, caramel, îl scoateți din compoziție. Mie mi-a mai rămas o bucățică, nu s-a topit tot. Ia uitați-l. Așa. Dar dacă aveți răbdare, eu având în vedere că sunt în direct, încerc să nu vă țin prea mult. Așa. Trebuie să aveți răbdare să se topească bine caramelul. Așa. Și acum, ia să vedem, mi-a mai rămas o bucățică. Să o scot și pe aceasta. Și acum vom adăuga toate ingredientele. Aluatul trebuie să fie, nu fierbinte, să fie cald. Așa. Vom adăuga un praf de sare. Așa, un prafuleț de sare. Coajă de lămâie și de portocală. Scorțișoară. 10-15 grame. Adăugați cu lingura dacă câte puțin la început. Eu pun 15 grame, că nu ne place foarte mult. Așa. Oul. Și amestecăm așa bine totul. Și la urmă adăugăm praful de copt și făină. O incorporăm până o să avem un aluat potrivit de tare, ca să îl putem întinde. Să-l putem întinde ca să facem torta dulce. Așa. Și scorțișoara, cum am spus, o adăugați treptat, ca să vedeți dacă vă place gustul de scorțișoară mai mult sau mai puțin. Așa. Și acum adăugăm praful de copt.
vreau să adăugăm. Și făina o adăugăm treptat, până obținem un aluat potrivit de tare. Punem și făină, eu am să pun direct din m-ați întrebat mereu ce fel de făină folosesc, eu folosesc această făină și la cozonac, aici în Italia. Să știți că este foarte bună, este cea mai bună făină după mine. Așa. Amestecăm așa încet și apoi o să frământăm cu mâna. Tot peste în fund să frământăm bine. Punem puțină făină. Și torta dulce o puteți face din timp și o aveți gata. O puteți face și să o puneți în brăduț pentru copii. Așa. Ia să scoatem de aici totul. Și îi puteți da orice fel de formă. Așa. Acum frământăm. Vedeți că aluatul este foarte moale. Până o să obținem un aluat potrivit de tare, adăugăm făină. De aceea se spune cât este necesar făină, cât cuprinde. Așa. Aluatul este foarte moale și adăugăm făină până când îl putem întinde și îl putem tăia. Așa. Aluatul încă este călduț. Așa, să mai pun puțină făină. Și o adăugăm treptat. Imediat am să deschid și cuptorul când încep să le ritai și dăm la 180 de grade, circa 20 de minute, 15, o să vedem. Turtă dulce. Să gust aluatul. Dacă aș ști ce bun este și aromat. Să încercați și să-mi spuneți dacă v-a plăcut această rețetă de turtă dulce. Mai adăugăm puțină
făină. Așa. Cum am spus, o adăugăm treptat. Aluatul este aproape gata. Așa. Vedeți, din ce în ce este mai tărișor. Iată, în jur de 500 de grame de făină intră la torta dulce. Punem mai întâi 300 de grame pe foc, cum ați văzut, și după aceea o adăugăm așa treptat. Așa. Cred că este gata. Așa. Ia uitați consistența. Și acum am să deschid cuptorul și să întindem foaie și să tăiem formele noastre. Puteți face tradițional forma pătrățele sau cu forme de biscuiți. Bună ziua, Vicky! Bine ai venit și bine ați venit tuturor! Așa. Și acum, dau la parte. Aici avem glazura. Vedeți? Cam așa arată. Și o să dau așa deoparte. Am să deschid cuptorul. Circa 180. În formă. Întindem o foaie. O să întindem o foaie de hârtie de cort. O să presor puțină făină, puțină, puțină. Și o să întinde cu un sucitor. Întinde mai mult. Să vedem să nu se lipească. Așa.
arată potrivit și de groase. V-am spus, eu am această formă și să încercăm să le tăiem. Să vedem cum le tăiem. Și ce forme or să ne iasă. Așa. Să vedem dacă s-au tăiat. Așa, iată sclopoțelul prim. Și să punem într-o tavă. Aici mi-am pregătit o tavă. Și le așezăm așa peste foaia noastră de hârtie. Sau le puneți în punguțe și le puneți în brad după aceea. Așa. Asta îmi place. Și acum le voi da la cuptor. Cuptorul l-am pus la încălzit. Și le lăsăm. Și între timp noi mai tăiem. Așa. O să mai tăiem câteva. Vedeți cum arată aluatul? Acum s-a răcit bine, bine, bine. Așa. Ia să mai tăiem câteva. Pun puțină făină ca să nu se lipească. Așa. Și întindem. Așa. O să dăm și forma noastră cu făină. O să pun așa peste. Și să vedem acum. Dau mai departe. Așa. Și întindem. Așa. Cam așa să fie de groase. Nu prea groase, dar nici prea subțiri. Și să tăiem. Alunecă. Așa. Ia să vedem acum. Și le punem pe hârtie de copt și după aceea o să le punem în tavă. Să știți că ies foarte multe din această compoziție. Facem altele. Dăm formă cu făinuța, ca să nu se lipească. Așa. Și acum
acum aluatul nostru să-l întindem. Punem făină. Făină peste, așa ca să nu se lipească. Și tăiem. Așa. Ia să vedem. Să vedem acum. Le așezăm aici, facem altele. Avem grijă și la cuptor. Așa. Sunt aproape gata. Puteți da orice formă doriți la torta dulce. Mulțumesc, Vicky, din Lugoj. Mă bucur, mă bucur. Te pup dulce, Vicky. Așa, și le punem așa aici, pe această foaie. Așa, imediat o să le scoatem pe celelalte. Așa, și le așezăm așa aici pe toate. Apoi le dăm prin glazură, o să le dăm, ca să semene cu turta dulce, cea care o știm noi. Așa. Mai să vedem și la cuptor. Cred că am prea multe pe foaie. Mai să vedem la cuptor cum arată. Cred că le-am lăsat prea mult. Ia să vedem.
Le-am măsurat prea mult. Trebuie lăsate mai puțin, nici m-am uitat la ceas. Să ne uităm și la ceas, punem încă o tavă. Așa. O să mai punem încă o tavă. Și le lăsăm puțin, mai puțin le lăsăm, să nu le ardem. Așa. Ia să le dăm pe acestea la cuptor din nou. Să mă și la ceas. Așa. Și acum. Acestea sunt, ia uitați, doriți să fie mai înaltă, o, ia uitați cum arată în interior, o faceți mai gros aluatul. Așa, este un deliciu. Și acum, o să le dăm prin glazură. Aceasta este glazura noastră. Așa, o amestecat așa bine înainte. Așa. Și vom da turta dulce prin glazură. Vedeți? Luăm și punem în... și o scoatem. Așa. Și o așezăm așa aici. Să vedeți ce faină e după ce se usucă. O puteți pune și pe un grătar să curgă toată această glazură. Așa.
să le dăm și pe cele care le scoatem acum. Le lăsăm mai puțin. Eu le-am lăsat cam mult acestea în cuptor. Depinde cât sunt de groase. Sunt mai groase, durează în circa 20 de minute. Mai subțiri, durează mai puțin în cuptor. Așa. Ia uitați. Vedeți că încep să se usuce. Și cu o scobitoare putem rupe aceste veșicuțe. Așa. Putem și unii. Puteți pune pe un grătar, dacă doriți, și întindem. Așa, o să lăsăm așa mai grosuț. Și o să tăiem. O să tăiem după forma clasică, pătrate. Așa. Și le facem așa micuțe. Sau dacă aveți formă pătrată, faceți cu formă. Și le facem pătrățele. Tăiem așa pătrățel. Și acum le punem în tavă și le dăm la cuptor să vedem cum ies și acestea. Așa durează puțin mai mult. Așa. Și le așezăm așa aici pe toate. Dăm prima tavă la cuptor. O punem așa în glazură și o scoate. O puteți pune pe un grătar, v-am spus. Eu o pun așa. M-am obișnuit așa să o pun. Așa. Și clopoțel. Așa.
deci asta este turta dulce, bună, gustoasă și foarte aromată. Să o încercați. Aștept mesaje să-mi spuneți dacă v-a plăcut și dacă ați încercat. Mâine facem prăjitura cu foi, tot cu foi cu zahăr ars. O prăjitură simplă, simplă, simplă și bună, bună, bună. Numai că aceasta trebuie făcută atunci, înainte de Crăciun sau de Revelion. Este foarte bună. Este foarte simplă de făcut. Așa. Și dacă vedeți că s-a terminat glazura, mai faceți. Eu trebuie să mai fac încă o porție ca să le dau pe toate. Așa. Ups. Fuge. Și aceasta este turta dulce. Vedeți? Așa. Mai subțire, vedeți cum s-a uscat deasupra. Nu se mai lipește degetul. Și așa o să se usuce și pe partea de dedesubt. Încet, încet se usucă. Cum v-am spus, cel mai bine ar fi să le puneți pe un gratar să se usuce. Turtița dulce. Ia să vă arăt în interior una cum. Vedeți cum a venit așa? Ia uitați cum arată. Încă este fierbinte, vedeți? Bună, bună și gustoasă. Și cu glazura este un deliciu. Cum a venit. Un deliciu. Astăzi am făcut turtă dulce. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și ne vedem mâine cu să facem prăjitura cu foi. Și să-mi lăsați mesaj în comentarii ce prăjituri ați dori să mai facem. Eu ați văzut că am început să public prăjiturile de sărbători, cozonaci. Am peste 16 rețete de cozonaci, fiecare cozonac cu rețeta lui. Și aveți fel de fel de rețete, și cu frământare și fără frământare, și cozonacul doar cu cacao, cu aluat făcut cu cacao. Și cu umplutură de nucă de cocos. Un deliciu. Să-l încercați, să vedeți, este foarte bun. Cozonaci cu ouă întregi, cu gălbenușuri multe și gălbenușuri foarte multe. Deci foarte multe rețete găsite acolo. Vă pup și vă doresc multă sănătate și vă mulțumesc încă o dată că mi-ați fost alături. Și ne vedem mâine cu o nouă rețetă. O zi frumoasă și vă mulțumesc și vă doresc multă, multă sănătate. Pupici, la revedere! Mulțumesc, Elena! Mulțumesc tuturor! Pupici! O zi frumoasă!